Окей. Что надо снегать и маска. Да. Și gelul ăsta văd că omoară toate bacteriile în câteva secunde, dar nu are destul alcool, zici că alhid deviat, nu știu ce, glicerină, chestii. Nu are obligatoriu 70% alcool sau măcar o leacă de clor. Deci degeaba te faci că te protejezi. Că asta nu te protejează, din contra, chestia asta devine sursă de virus. Cine se ocupă de... Nu, dar iată, de cumpărăturile astea cine se ocupă? De cumpărăturile astea, de dezinfectant. Intendentul, da? Cine e el? Cum pot să-l găsesc? Să-l întreb de chestia asta, de dezinfectant. Pentru că nu te protejează, e mai mare pericolul. Păi nu contează, trebuie să fie procurat conform legii, trebuie să aibă ori clor, ori 70% alcool. Că altfel numai crezi că ești protejat, dar nu ești protejat. Din contra, de pe chestia asta poți să iei virusul. Puteți să-mi faceți legătura cu el sau să-l chemați în coaște sau să mă lăsați să intru la el. Intendentul, mulțumesc. Cap să nu zic că nu l-am informat. Data trecută am filmat, am publicat, dar văd că nu reacționează. Chestia asta cu dezinfectantul. Că altfel mă duc la DSP să-i întreb ce fel de protecție e aici. Vine valul 4, delta mult mai contagioasă și noi încă stăm cu gelurile astea de spermă de buhai. Interesant la caserie ce fel de dezinfectantă. Cosmeplant de romaniță. O, 75% alcool. Băi, cu asta te-ai scos. Uite, așa trebuie să fie. 75% alcool, băi, băiete, băi. Dar aici nu scrie pentru că nu are nici 7, probabil. Iar închide geamă. Să n-aud eu ce. Este o persoană. De parcă spune lucruri secrete. Stai băi și vorbește. Ce te ascunzi? Oleg Brega. Nu, totul n-o să mă prezint. Și o să rămân anonim. Incognito. Îi spune care e problema, ca el să vină cu răspunsul de-a gata. Ofițer de serviciu cu crușuliță. Și-a afișat simbolul religios. Ostentativ, pe geam. Probabil... timpul lui Andrei Năstase, care și acela a instalat un crucifix. Nu, no, știi cum se deschide. Bună ziua, noi sunteți intendent? Da. Eu sunt Oleg Brega. Am înțeles. Dumneavoastră știți că dezinfectantul acela nu te apără de virusul coronavirus nou? Nou? Da, pentru că nu conține deloc clor. Și nu se știe cât alcool conține. Știți cât alcool trebuie să conține un dezinfectant de ăsta? Următorul care am numărat, s-a scris 75% alcool. Acela, da? Nu. Acela scrie 75%, dar pe ăsta nu scrie nimic. Deci probabil nu conține. Aici e degeaba. Credeți? Da, că întrebați pe domnul. Pentru că data trecută, când am fost vreo două luni în urmă, tot de asta era.
Da, pentru că sticla asta de când e 2 ani în urmă este aici. De să și de sticla și ai tot timpul de 2 ani. Da, dar și sticla asta trebuie dezinfectată. Eu nu cred că 2 ani și adă o sticlă aici e bun. Bun, o să facem lucrurile. Deci știți că trebuie să aibă cel puțin 70% alcool sau o leacă de clor. Dacă e așa, mulțumesc și felicit. Și verificați rezervorul, da? E scris 75%. Ați cumpărat rezerve mari, da? Da. Da, miroase alcool, dar nu scrie pe rezervorul ăsta. Nu, pur și simplu nu a fost sticlă, pentru că el a fost atât timpul românință, deci erau care este așa. Băieții, că să fie cu dizator, doar aici. Am înțeles. Iată o minută, eu vă aduc cu 30, cât să ia căutați. Da, am văzut, păi aceea e tot așa. Pe aceea scrie, da. Pe ce scrie? Dacă e de asta? Pe viitor nu mă turnați aici. Unde folosim acelea? Mulțumesc! Sănătate!